Îmi este greu cu 3 copii. Și dacă îmi chema vecina de la deal sau de alături, să mâncăm o bucățică, cum că era ghine. Dacă nu, stăteam toată ziua flămânți. Dar noi cât de cât am pus, adică niște covare, o pleoancă în fereastră, măcar să nu rășim copii să fie. Am apelat la ajutorul dumneavoastră, la casa de milostenie, fiindcă îmi este greu cu 3 copii și acum primesc doar pe ăsta mic 1000 de lei. Adică dacă cumpărăm pampers și mai trebuie lumina, ajungem, adică, de mâncare puțin. Mai lucrează concubinul, nu trăim, adică, oficial. Așa, pensat, adică, dacă este, se duce undeva la lucru, să aducă să avem și mânca. Și am mai primit iarna un ajutor de la primărie, dar am cumpărat lemne, cumpărat în casă mașincă, pentru că suntem 5, trebuie să spălăm, dacă așa trebuie, hai, te rog, dar când e a tău, mi-e bine. Și când am fost și mică tot, era mai greu, ieșeam aici afară, erau niște, pentru găini. Și dacă îmi chema vecina de la deal sau de alături, să mâncăm o bucățică, când era ghine. Dacă nu, stăteam toată ziua flămânți, așteptam, poate cineva ne-a dat ceva. Nu știu. Și chiar îmi mulțumesc Domnului, mă rog, în fiecare zi, că să am copiii mici, să nu duc așa o viață cum am dus eu. Adică mă stărui în toată ziua să aibă, să am și le pune pe masă, bucat de pâine și la pâine. Pentru că nu vor vreau ca și ei să iasă afară, să aștepte vecinii să-i hrănească. Asta e, nu știu, nu vreau asta. Și chiar îi mulțumesc Domnului că v-a trimis pe dumneavoastră la noi și ați ajuns cu bine. Și nu știu, nu am cuvinte, chiar vă mulțumesc din suflet. Nu m-am așteptat ca să veniți și la noi. Vă mulțumesc din toată inima. Mă rog în toată ziua și noaptea pentru mine, pentru toți copiii, toți cei din jur, familie. Unde locuiești, Ioana? Eu locuiesc în casă, adică nu a noastră, casa primăriei, e temporar, adică putem în orice moment să ne dăi afară dacă cineva cumpără clădirea asta. Vrem și noi să dăm la un ajutor la primărie, să ne luăm o căsuța noastră, mai punem în pământ, mai scotem o cartofă și apă, mai ușor poate va fi. Dar acum totul e din cumpărat. Cartofă o cumpărăm și apă o cumpărăm, totul. Nu-i nimic, unde spunem, măcar o pătlăjică. Asta e, nu știu. E o clădire veche? Da, e o clădire. Clădire de foarte mulți ani. Noi cât de cât am mai pus o leacă în fereastră să nu fie fric, dar dacă nu punem, adică vântul bate prin podeaua, vine de desubt, e răși, repede să rășești, pe la ferestre vine, dar noi cât de cât am pus, adică niște covare, o pleoancă în fereastră, măcar să nu rășim copii, să fie cât de cât cald. În toată clădirea asta veche locuiesc 3 familii. Da, 3 familii locuiesc aici. Sunteți 3 familii. Fără apă, o ducem de la fântână. Încălzire cum vă încălzim? La sobă, facem focul. Așa, lumină voi aveți? Da, am tras când mama tot a trăit aici și locuiam cu mama. Și ea, adică, a strâns niște bani și a tras apă, dar, oi, lumină. Dar un an de zile până atrage lumină, adică cu candela ne-am folosit. Era foarte greu, dar acum leacă, cu lumină e mai ușor. Cu copii, fără lumină, cam nu prea. Și din familie, ce i-a întrebat cineva cu lumină? Nu, astea 3 familii cu lumină, dar sunt apartamente fără lumină. Eu am trăit în apartamentul de alături când trăiam cu fostul soț.
eram fără lumină, dar am vorbit cu primărie și am tras, adică prin perete, de la mama. Am avut noroc de mama, dar așa avea să fiu și eu fără lumină. Da, trebuia undeva la 5-6 mii de lei ca să tragi lumină. Nu știu acum cât este. Acum iarna nu mers pentru că era frig și repede să îmbolnăjesc, dar acum sunt încălzit și după sărbători îi dau la grădiniță, că acum toți sărbătoresc învierea Domnului, înălțarea la ceruri și acum după sărbători îi dau la grădiniță pe ambii, acasă cu ăsta mai ușor o leag. Ați avut speranțe că o să ajungem la voi? Mă rugam în fiecare zi, adică poate Domnul o să fie cu mine și o să ajungă și la mine într-o zi. Mă uitam pe internet, adică ia că au ajuns la familia asta, mă bucur că i-au ajutat și pe ei, mă rog pentru dânsii. Mă bucur, adică că ajută nu numai pe mine, dar și pe cei din jur. Când eu pot, adică sunt familii poate și mai greu ca mine. De exemplu, vecina când nu are o bucățică, dă-mi te rog frumos, o bucată de pâine, o cartofă și eu de unde am, de unde n-am, dai dau. Mă stărui, adică împart. Chiar câteodată n-are ce mânca și zic, hai vină la mine, eu am mâncare, zic, să nu strâși, vin la mine și să mâncăm împreună, e copii și vin la mine. Să fie bine. Când ai auzit răsarea pe care am sunat? M-am bucurat foarte tare, am zis și soțului, zici că e că aveți? Eu am scris cereri de foarte mult timp și e că ajunge și la noi, Domnul ține cu noi, chiar așa tare m-am bucurat și soțul, chiar îmi pare rău că nu pot să fiu acasă pentru că el a plecat să facă niște bani, că trebuie, acum cu sărbătorile astea banii cui nu-i trebuie. Și chiar vrea să fie, dar dacă n-a putut... Ne-am bucurat chiar foarte tare și ne-am rugat că să ajungeți cu bine la noi. Și vă mulțumim din suflet că ați ajuns cu bine și Domnul v-a păzit în drum. Ne vom ruga pentru dumneavoastră și să mai ajungeți la familie să ajutați. Faceți o faptă bună prin ajutorul lui Dumnezeu și cu mila lui Dumnezeu. Vă mulțumesc chiar din toată inima. Sunteți încurajată prin faptul că am zis la voi? Nu. Nu, sunteți încurajată? Da, adică da. V-am prins o leacă la curaj, adică poate o să fie mai ușor să strângem un ban, să luăm o casă, că e foarte greu aici. Mai tragem apă, că trebuie să aducem de foarte departe apa. Drumul la vecini? Nu, la vecini, la fântână, încolo departe. Trebuie să o ajut. Undeva vreo 500, dacă nu mai mult, e mulțor. Era mai aproape, dar nu-i caldare, au căzut. Vrem să vorbesc cu vecinii, adică spunem caldare alta, să fie o leacă mai aproape, mai ușor, că era la 200 de metri. Dar acum, fiindcă a căzut, îmi dușim mai departe de-am. Bun, mamă, vă invităm acolo la perete, o să mulțumiți Domnului și noi o să plecăm mai departe. Aveți o fetiță și doi băieței? Da, o fetiță și doi băieței. Primii doi de la primul soț, dar ăsta mic e de la concubenul care trăiesc la moment. Primul soț nu vă ajută? Nu vorbesc, nu vreau să țin legătura pentru că nici concubinul nu-mi dă voie, dar nici eu nu vreau. Adică mulți ne-au zis că se ceră, adică alimente, dar eu nu vreau. El, adică cum, a trăit cu mai multe femei, la mai multe le-a făcut copii și pe toate le-a lăsat. Și nu vreau să ajung. Mai bine trăiesc așa cum pot, decât să ajung să mă rog, dă-mi-te rog, că-i copilul tău. Cum o cheamă fetița? Beatricea. Beatricea? Da. Ce nume frumos. Ne ești atât? Puișor, mergem acolo să vezi ce ți-am adus. A? Avătește. Haideți să mergem la perete, o să mulțumim Domnului și noi mergem mai departe, că și mai avem încă multe familii.
vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-a păzit și v-a ajuns la noi și fraților și surorilor care au venit și s-au pierdut din timpul lor și au venit la noi să ne ajute cu ce au putut și mulțumesc Domnului pentru că i-a trimis la noi și i-a păzit în drum și mă voi ruga în fiecare zi pentru frații, surorile, pentru copii, pentru toți cei care i-a ajutat. Și vă mulțumesc din suflet că ați ajuns cu bine și ne-ați ajutat cu ce ați putut. Vă mulțumesc din suflet. Am o bucurie în inimă, nu pot să vă redau. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, părinilor, la ajungere de mine. La revedere. Și cu Domnul. Drum bun dumneavoastră și Domnul să vă păzească în drum. Multe lovituri am putea să avem din diferite părți, împreună cu dureri, răni vindecate în suflet, care încă mai curg și astăzi, și nimeni nu ne poate ajuta decât Domnul nostru Iisus Hristos, cel viu și adevărat. Doar El poate să ne ungă rănile cu balzam vindicător. Doar El poate să ne întărească pe drumul Său, care ne duce spre eternitate. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă vorbească prin păsări, cântece, natură și să vă rădice când sunteți căzută. El, Iisus, niciodată nu o să vă părăsească. O să vă întărească în al Său cuvânt. Vreau doar să vă spun că și El vă iubește nespus de mult și că cuvintele Lui sunt veșnice. Mereu când o să fiți înfrântă, Iisus o să vă dea puteri să mergeți înainte. Doar Iisus ne știe lacrimile care curg încet, încetișor, pe obrajii noștri. Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Următorul clip va fi despre mântri sunt pe mine, ce-s mic, tot vrea ca să-i dau ceva, eu nu pot să-i dau nimic. Și-s bucuroasă mă. Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire de plină. Nu pieroanele l-au răstignit pe Hristos, ci iubirea față de noi. A iubi înseamnă a suferi. Și cu mulți fug de suferință, puțin știu să iubească. Constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia
și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire de plină. Dragostea lui Dumnezeu, nu ne-ați cunoscut, nu ați știut că există. Nu v-a acceptat. Dar Dumnezeu ne-a trimis pentru că vă iubește și pentru că vrea să-și facă lucrarea de mântuire în viața dumneavoastră, în familie și în casă dumneavoastră. Și vrea să-i dea un nou început cu ea.